Prevenția este de cele mai multe ori cea mai sigură metodă de apărare, fie că este vorba de furt, fie de accidente rutiere sau tâlhărie. Atunci când știm cum să prevenim aceste fapte, putem să evităm anumite situații, poate chiar tragice. Tocmai de aceea, la nivelul Poliției Naționale, se desfășoară în această săptămână mai multe acțiuni în cadrul campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalității. La Făgăraș, polițiștii de la Ordine Publică au ieșit pe străzile municipiului pentru a discuta cu făgărășenii și pentru a împărți flyere cu recomandări privind prevenirea tâlhăriei. În perioada 29 septembrie 3 octombrie 2014 se derulează la nivel național cea de-a doua ediție a programului Săptămâna Prevenirii Criminalității și cu această ocazie încercăm să organizăm activități structurate pe mai multe domenii de prevenire. Astăzi, domeniul de prevenire se referă la infracțiunile comise cu violență, respectiv tâlhăriile. Vom merge în oraș și vom distribui materiale cu recomandări preventive și consilierea cetățenilor în sensul acesta. Așadar, pentru a putea evita anumite situații când puteți deveni victime, trebuie să fiți prudenți atunci când intrați în locuință la persoanele suspecte. De asemenea, trebuie atenție mare la alegerea traseelor și a orei de deplasare. Nu trebuie să vă afișați ostentativ cu obiecte de valoare, mai precis cu lănțișoare, brățări sau telefoane mobile. Aveți grijă de poșetă sau servietă. Acestea pot fi smulse cu ușurință. Nu fiți indiferent la ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, puteți deveni următoarea victimă.